Hei, salutare prieteni! Cu toții știm de Mi Band-urile de la Xiaomi și de ce ele sunt atât de populare. Păi, îți de nădejde, compacte, ieftine, un companion foarte bun pe parcursul zilei, îți vin și notificări și muzica din telefon o poți dirija, îți măsoară caloriile, pașii, îți aduce aminte când îți mai scoli fundul de pe scaun. Asta pe lângă toată grămada de senzori care au grijă de sănătatea ta. Ultimul Mi Band se bucură de succes din câte observ eu, unica problemă pe care o pot avea unii e că ăla este totuși un simplu band. Câteodată vrei ceva mai mare, dar poate și ceva care să arate a ceas. Ăsta este noul Redmi Watch 4. Și da, review-ul pe scurt ar fi că este un device cu toate avantajele Mi Band-ului, inclusiv și preț accesibil, doar că în formă de ceas. Dar pe lung am mai multe să vă povestesc, așa că să-i dăm bătaie. Redmi Watch 4 aduce câteva noutăți destul de importante. Pe lângă faptul că are toate posibilitățile ultimului Mi Band, acesta în premieră vine cu GPS incorporat, a primit materiale un pic mai scumpe, baterie mult mai mare, efectiv te poate ține peste 2 săptămâni, are compatibilitate full și pe iOS și pe Android, poți răspunde deja la apeluri, mai mult decât atât. Ăsta este primul lor wearable care rulează noul HyperOS. Să nu ne facem iluzii, nu are posibilitățile unui smartwatch cu Wear OS, gen aplicații Google Pay, dar pentru asta există ceasuri de tipul Galaxy Watch sau Xiaomi Watch 2 Pro, la care recent am făcut review. Ăsta este un pic din altă ligă. La lansare el costă 100 și ceva de euro, 110 dacă nu greșesc. Vorbind de cum arată, cred că n-are rost să ne facem că nu vedem. Este evident pentru toți că scopul acestui design a fost să imite cât mai aproape forma de Apple Watch cu mici ajustări. Versiunile precedente la fel semănau destul de mult, însă cu Redmi Watch 4 pe mână am primit mai des întrebarea cum naiba umbli cu un Android dacă pe mână ai Apple Watch. Prima dată când l-am văzut am deschis un pic mai larg ochii, căci în jurul ecranului carcasa asta este făcută din aluminiu, niciun fel de imitație, inclusiv și rotița care și ea este nouă. Până acum navigai prin ceas doar cu degetele. Plastic evident că avem, dar el se află din spate, acolo unde nu se vede, dar se simte. În această combinație ceasul e super ușor, cântărește doar 30 ceva de grame, însă vine doar într-o singură mărime, 47 de mm și două culori, silver sau negru. Evident există mai multe variante de curelușe pe care le poți schimba, dar mecanismul de prindere este și el unul nou, așa că va trece un pic de timp până o să înceapă să apară mai multe opțiuni. Astea originale n-arată rău din silicon, dar îmi par nu știu cum prea late, inclusiv și urechiușa asta, care după vreo 2 săptămâni începe să se murdărească vizibil. Per general, ca asamblare nu pot avea nicio pretenție la ceasul ăsta, rezistă chiar și sub apă până la o presiune de 5 atmosferi. Display-ul, așa cum vedeți, este perfect plat, niciun fel de înduituri, totul simplu, margini uniforme, deasupra este sticlă, drept că n-am înțeles ce fel de protecție are. Deocamdată nu-i zgâriată. Însă, la bază, panelul este exact ce a folosit Xiaomi pentru Mi Band 8, adică un AMOLED la 600 de niți luminozitate, doar că mult mai mare, adică o diagonală de 1,97 inci. Totul rulează la 60 de Hz, așa că n-am avut senzația unui sistem plin de sacadări. Dar la asta revenim. Display-ul într-adevăr e bun, un progres față de IPS-ul de anul trecut pe Redmi Watch, respectiv vine și cu Always On Display și cu auto luminozitate. Cadranele, după cum vedeți, sunt tare smart desenate, ca să nu zic inspirate. Important e că, băi, chiar arată bine, ai din ce alege, ai ce modifica, există o grămadă de versiuni online, sunt și din cele care au din start versiune cu Always On Display, iar dacă nu alegi ceva prestabilit, deci ai tare multă libertate. Așa cum vă spuneam, ăsta este primul lor ceas ce rulează noul sistem HyperOS. Da, pentru telefoanele Android, interfața lor, care se numea înainte MIUI, la fel se numește deja HyperOS, ei au zis să numească tot așa și sistemul pentru device-urile astea mai simple. În principiu, aici nimic nou și super avansat. Avem mai multe pagini cu widget-uri care evident pot fi customizate după bunul plac, apăsând pe această coroniță ai o listă de mini-aplicații și funcții prin care poți să navighezi ușor. Ceasul nu are magazin de aplicații, sistem de plată și alte chestii avansate ca pe Wear OS sau Watch OS.
Ce poți face mai exact aici? Ei bine, primești notificări la fel ca pe Mi Band, doar că aici măcar vezi textul, poți verifica vremea, poți dirija muzica ce cântă pe telefon. Dacă vrei, ceasul poate fi folosit și pe post de telecomandă pentru camera telefonului. Și mai nou, ai posibilitatea de a face apeluri sau răspunde la ele direct de pe ceas, există și microfon și difuzor pentru asta. Dacă mi-aduc bine aminte, fitness bandurile astea în formă de ceas mereu frânau, pentru că evident aveau un hardware care să nu consume prea mult curent. Aici, surprinzător, totul rulează neașteptat de bine. Probabil este și ceva optimizare la HyperOS-ul ăsta, nu doar vorbe în vânt. Conexiunea, fie că ești pe iOS sau pe Android, se realizează prin aplicația Mi Fit. Totul este super simplu, fără mari scamatorii, de aici poți adăuga și modifica tot ce îți dorești. Cadrane, vremea, locația, lucrul senzorilor, contactele favorite. O oportunitate foarte mare pe care ei au scăpat-o, din păcate, este faptul că atunci când primești un apel, poți trimite un SMS cu ajutorul șabloanelor direct de pe ceas. Însă la notificările de la restul aplicațiilor nu au pus așa posibilitate. Încă nu mi-e clar de ce, dar tare sper să o fac într-un viitor update. Îmi imaginez că principiul de lucru ar fi același. Diferența la conexiunea cu un iPhone și cu un Android, eu n-am văzut exact aceleași posibilități. Unica diferență observată, la selectarea aplicațiilor de unde îți vin notificări, pe Android ai mai multă customizare. În rest, ce ține de sport, poți conecta servicii precum Apple Health, Google Fit, Strava sau chiar Zap Life în cazul în care ai avut un Mi Band mai vechi și vrei să îți păstrezi toate datele. Redmi Watch 4 vine deja cu autodetectarea activităților sportive și poți alege în total din 150. E clar, numărul ăsta nu interesează pe tare mulți, cel mai important, după părerea mea, este că ăsta e unul din primele smartwatch-uri atât de ieftine care vine cu suport GPS, cu suport GNSS mai exact. Adică, pe lângă GPS, el se poate conecta și la alte tipuri de sateliți, precum ar fi GLONASS, Galileo, pentru o înregistrare cât mai exactă a traseului atunci când pleci la alergat fără telefon, de exemplu. Pentru sănătate avem senzori noi și pentru puls și pentru nivelul de oxigen în sânge. Eu însă n-am observat vreo diferență față de Mi Band 8, lucrează la fel de bine și probabil sunt exact aceiași senzori. Ca de obicei, în stilul lor ai și analiza somnului, a nivelului de stres, calorii, deci băieții nu-s primul an în industrie, știu tare bine ce trebuie să ofere. Încă un detaliu care va fi un selling point foarte important este autonomia. Cumva au reușit ei să bage aici o baterie mai mare decât anul trecut, e de 470 de mAh. Un pic de optimizare la sistem și ce să vezi, ceasul ăsta zice că are o autonomie de 20 de zile. Vă știți, eu în așa cazuri pornesc tot ce se putea de pornit, adică luminozitate ridicată, always on display, notificări la toate aplicațiile, senzorii măsoară automat 24/24, muzică, autodetectare la tot ce se putea de detectat. Și în așa ritm intensiv, eu am scos din el maxim 12 zile. Ăsta e un rezultat super bun. Cu încărcarea un pic m-am enervat că iarăși avem un cablu diferit de restul și dacă îl pierzi, uite, ai maxim 20 de zile, îți găsești altul. Drept concluzie, voi deja știți. Când ai de ales să pui ceva smart pe mână sau iei ceva într-adevăr smart cu aplicații, sisteme de plată, chestii și primești autonomie 2-3 zile sau alegi ceva cu funcționalul de fitness band, dar care să te țină ceva mai mult. Ăsta, evident, este simplificat destul de tare, dar există foarte multe noutăți surprinzătoare. Nu înțeleg de ce încă nu se face efortul de a introduce cumva măcar un fel de sistem de plată, pentru că, în fond, asta și-ar dori lumea mai degrabă decât să instalezi nu știu ce aplicație acolo. Dacă adăugau în versiunea asta de soft și quick reply-uri pentru toate notificările, era și mai bine, însă, așa, cine vroia o brățară, fitness, dar și un ceas, iată una din cele mai bune opțiuni. Orice caz, prieteni, cam asta a fost totul pentru azi. Mai jos în comentarii, ca de obicei, discutăm despre perspectivele acestui smartwatch. Dacă v-a plăcut acest video, neapărat dați un like. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!